Dragi frați, surori și ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, consider că e normal, din nou, ca de fiecare dată, să ne unim inimile și să ne smerim în noi înșine, să ne coborâm în noi înșine, pentru ca Dumnezeu să fie cel mai mare în mijlocul nostru, a Lui să fie toată slava, toată cinsta și toată gloria. Dacă nu vei greu, vă rog frumos să stăm ridicați în picioare, aș vrea ca să citesc din nou un text din Sfânta Scriptură, după care, din textul acesta, am vrea să împărtășim împreună câteva cuvinte, după cum Dumnezeu ne va ajuta. A doua carte a Cronicilor, capitolul 30, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină în casa Domnului la Ierusalim să prăznească Paștele în cinstea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Împăratul, căpeteniile lui și toată adunarea ținuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite în luna a doua, căci nu puteau fi prăznuite la vremea lor, pentru că preoții nu se sfințiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul acesta, având încuvințarea împăratului și a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel, căci de mult nu mai fusese prăznuite după cum era scris. Alergătorii s-au dus scrisorile împăratului și căpeteniilor lui în tot Iuda, Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis, copiii lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi. Rămășiți-vă scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri care au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la Sfântului locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți Domnului Dumnezeului vostru pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei ce au luat robi și se vor întoarce în țară, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Asher, din Manase și Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăzlească sărbătoarea azimilor în luna a doua. A fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acele pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. Au jertfit apoi Paștele în ziua a 14-a lunii a doua. Preoții și leviții plini de rușine s-au sfințit și au adus arderi de tot în casa Domnului. Și versetul 26 și 27 a fost mare bucurie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Amin. Vă rog ca să reluați locurile. Ne îndreptăm cu toții spre același trist final. Irreversibil curgem cum curge un izvor. Și câtă suferință a curs din val în val, ca noi să fim un fluviu, ori să urnim un zbor. Acolo e oceanul, adânc și liniștit, o lacrimă uriașă ce-a plâns-o Dumnezeu. Acolo te vei duce, o fluviu obosit, și în curând, acolo un val voi fi și eu.
Ce limpede pornit am, izvor sprin țar în curs. Să fiu un leac la setea ce în oameni a strigat și câtă murdărie spălat am pe parcurs și vai, purtam în apa am păcat după păcat, priveam cu bucurie pe lângă mal crescând ca un taifun de verde mlădițele subțiri și pajiști necuprinse să zămisleau pe rând ca o cântare sfântă a unei mari iubiri. Prietene, de aiurea, așează-te pe mal, privește câte ape în apa mea se strâng, tu vino și te adapă și fii și tu un val, căci fluviul care crește e lacrima ce-o plâng. Am fost și eu ca tine, cu fără de habar, ca un morman de carne ce se ținea de os, dar m-a urnit iubirea din muntele de har și sunt acum un fluviu ce curge întru Hristos, slăvit să fie numele Său. Și știu că și ca și dumneavoastră, ca și mine și alții suntem oameni care curgem în viața aceasta trecătoare înspre veșnicie, înspre Hristos, Hristos să ne primească, slăvit să fie numele Său. Dragii mei, m-am uitat la cuvântul acesta care a fost citit. M-am gândit de multe ori și aceasta este practica pe care o fac cei mai mulți care stau înaintea poporului să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Stau și se roagă și eu la rândul meu m-am rugat și am zis, Doamne, ce trebuie de vorbit? Ce să vorbesc? Și am stat și m-am meditat și am gândit la un lucru și am gândit la altul până ieri când la părtășia de familie am primit cuvântul acesta din mâna lui Dumnezeu. Mi-a stăruit în minte acest cuvânt frumos. Nu vă înțepeniți grumazul, spunea scrisoarea împăratului din versetul 8. Ca părinții voștri, dați mâna Domnului. Mi s-a părut atât de important și de interesant să văd imaginea aceasta creată în mintea mea. Un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care a creat pământul și noi înaintea Lui suntem ca un fir de praf, un Dumnezeu care se coboară la fiecare dintre noi și dă mâna cu noi. Dă mâna cu cel mai mic dintre noi, nu-i așa frumos? Nu-i așa că e frumoasă imaginea aceasta? Dați mâna lui Dumnezeu, e chemarea lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta. Dați mâna cu Dumnezeu, că Dumnezeu vrea reabilitare. Trăim într-o lume disperată, care are o nevoie disperată de semnificație. Trăim într-o lume coruptă, care are nevoie ca să se îndrepte înspre mai bine și toți ne dorim să fie mai bine și toți suntem de acord la capitolul acesta. Vrem să fie mai bine. Ne e frică, ne e groază de ceea ce se întâmplă, de război, de boli, de necazuri, de cancer, de incertitudinea vieții de mâine. Aceasta e lumea în care Dumnezeu ne-a așezat ca o lumină. Voi sunteți cetatea de pe munte și o cetate care e zidită pe munte stă ca o dovadă, ca o lumină în fața tuturor și nu poate să rămână ascunsă. Aceasta este biserica. Trăim într-o omenire aflată în pragul colapsului și se spune că sistemul economic actual nu ne mai poate susține și trebuie să-l schimbăm. Se spune că planeta nu ne mai poate susține, că nu mai are resurse suficiente, dacă e drept sau nu, asta nu mai contează, dar oamenii știu și cred în lucrul acesta, se spune că nu mai avem mult în față și ajungem în colaps la toate nivelele. Într-o lume disperată, este o biserică care are nevoie ca rugăciunea să-i fie ascultată. Și iubiții mei, ascultați-mă, într-o dimineață ca aceasta, aș vrea ca să aduc înaintea dumneavoastră acest cuvânt. Și mi-am intitulat predica aceasta, ce să faci ca rugăciunea să ajungă până la ceruri. Din versetul 27, preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul și glasul lor al preoților a fost auzit și rugăciunea lor al preoților a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Dar în Noul Testament, în perioada aceasta nou-testamentală,
Hristos vine și ne spune prin gura apostolului Petru că a făcut din noi, din biserică, din fiecare membru, din fiecare mădular al trupului lui Hristos, a făcut o preoție universală, o preoție sfântă. Fiecare om este preot. Fiecare în ce sens? În sensul în care perdeaua dinăuntul templului, ne spune Sfânta Scriptură și în Evanghelie și în Cartea Evrei, s-a rupt de sus până jos. Perdeaua aceea groasă, perdeaua aceea dură, perdeaua aceea puternică, care nu putea fi ruptă de o mână omenească. Perdeaua aceea, ca să nu existe niciun dubiu, spune cuvântul, că a pornit de sus ruptura. Fără intervenția vreunui om, fără intervenția, sau știu eu, uzura de ani, de sute de ani, de mii de ani, fără niciun lucru de felul acesta, perdeaua s-a rupt dintr-o dată, aparent fără motiv, de sus până jos. Și Cartea Evrei ne spune, de fapt, perdeaua simboliza pe Domnul Iisus Hristos, care s-a rupt pentru noi, ca să avem cale liberă. Până atunci, numai preotul mare, o singură dată pe an, avea dreptul să intre în Sfânta Sfintelor. Până atunci, omul acela trebuia ca să poarte păcatele poporului. De atunci, de când Hristos a murit pe cruce, perdeaua s-a rupt și noi avem cale liberă înspre Dumnezeu. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Ce să faci și cum să faci ca rugăciunea să ajungă până la ceruri? Nu e așa că de multe ori trăim momente când simțim, ne uităm în vieți noastre și avem impresia că parcă rugăciunea nu ne este ascultată. Între noi, în relațiile noastre unii cu alții, de pildă în familie, câte o mamă, câte un tată, uneori și soții între ei, spun un lucru. Îl spui către copilul tău și ai impresia că te ascultă sau de fapt îl vezi că este acolo prezent, dar în mintea ta îți dai seama că e absent și mintea lui în altă parte și îți dai seama că el nu te ascultă. Îl vezi că e acolo în cameră cu tine. Măi, ai înțeles? Da, am înțeles. Măi, te duci și faci? Da, mă duc. Și nu face pentru că nu știe. Și ajunge într-o altă cameră sau ajunge într-un alt loc și spune, dar ce să fac? Păi, dar ce ți-am spus până acum? Rugăciunea, rugămintea ta n-a fost ascultată. De multe ori, soți între ei, soți, soții, discută, vorbesc, dar sunt absenți și ruga lor și vorba lor nu este ascultată, dar asta nu este mare lucru. În schimb, când stăm de vorbă cu Dumnezeu și la un moment dat simțim că parcă rugăciunea noastră nu este ascultată și atunci să-ți pui întrebarea, e normal, ce se întâmplă? E vreo problemă la Dumnezeu? Așa au întrebat și cei din poporul Israel. Deschid Sfânta Scriptură la cartea Evanghelistului Vechiului Testament, acest om minunat, Isaia, capitolul 59 și un text care de multe ori se citește, spune versetul 1, ce era în mintea poporului lui Dumnezeu în momentul când li se părea că rugăciunea lor nu este ascultată. Poate că mâna lui Dumnezeu s-a scurtat, gândeau unii. Poate că urechea lui Dumnezeu este prea tare, în sensul, este un cuvânt vechi, dar în sensul că a surzit, e tare de urechi, se spune expresie în limba română. E tare de urechi și nu mai aude. Poate că urechea lui Dumnezeu este prea tare. Sau există o filozofie la ora actuală, care se numește teism, dacă nu mă înșel, și spun oamenii, noi credem într-un Dumnezeu, dar un Dumnezeu care a făcut lumea și s-a dus în treaba lui. Știm că există, dar s-a dus în treaba lui și nu are nici o treabă cu creația. Vin agnostici și spun, da, credem că undeva poate să existe Dumnezeu sau o forță creatoare, dar nu se poate cunoaște, spun ei. Și ăștia sunt agnostici. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 1, nu! Dincolo de filozofia lumii, dincolo de problemele cu care vă confruntați și de întrebările pe care le aveți voi ca nație, ca popor al lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dincolo de toate acestea, mâna Domnului nu-i prea scurtă, spune profetul. Urechea lui Dumnezeu nu-i prea surdă, nu-i prea tare. N-a surzit, nu a pățit nimic ca Dumnezeu. Și voi ați construit un zid și Dumnezeu nu trece peste construcția dumitale.
Voi ați făcut un zid. Și spunea și avea să spună cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, la capitolul 3, la ultima biserică. Eu, spunea Domnul Iisus Hristos bisericii, stau la ușă și bat. Nu vreau să rup zăvorul. Nu vreau să sparg ușa. Nu vreau părtășie cu forța. Nu vreau iubire cu forța. Nu vreau iubire din constrângere, ci vreau iubire din sinceritate și iubire de bunăvoie. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el. Dacă aude, și frumusețea acestui cuvânt, frați și surori, este: voi intra la el, spune Domnul Iisus Hristos, voi cina cu el și el cu mine. Nu-i cumva, parcă pentru mintea noastră și în limba română, parcă e ne la locul lui acest cuvânt, eu cu el și el cu mine, dar acolo stă frumusețea. Putea să spună pur și simplu, voi cina cu el, și automat se subînțelege că și persoana cealaltă cinează cu Dumnezeu, cu Hristos, vorbind în mod simbolic. Dar frumusețea este exact în versetul acesta. Voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Eu aduc ce am, tu aduci ce ai, punem împreună și mâncăm împreună și ne bucurăm. Asta face Iisus Hristos cu biserica. Noi aducem ascultarea, noi aducem slujirea noastră, noi aducem prin nostru de laudă, nemulțumire, o cântare, o poezie, un cuvânt, o ascultare, un gând bun, o faptă bună. Hristos o binecuvintează și noi împreună ne bucurăm și ne prezentăm înainte lui Dumnezeu. Dacă aude cineva și deschide ușa. Mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască. Urechea lui nu-i prea tare, ci voi ați făcut zidul acesta de despărțire. Între voi și Dumnezeul vostru sunt păcate care ascund fața lui și îl împiedică. Și Dumnezeu nu vrea să dea zidul la o parte. Și acum vedeți o grămadă de versete, o lungă listă de nelegiuiri pe care făcuse poporul Israel în vremea aceea a lui Isaia. Mâinile mânjite de sânge, degetele de nelegiuiri, buzele spun minciuni, limba vorbește nelegiuire, viclenie. Niciunul nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate. Se bizuiesc pe lucruri deșerte, spun neadevărul, zămislesc răul și nasc nelegiuirea. Și apropo de lucrarea ce s-a dat la ora de rugăciune, clocesc niște ouă de basilic și țes pânze de păianjen. Niște ouă care le vezi că seamănă cu ceea ce e normal să fie în cuib. Și când se clocesc și când se termină, ies niște șerpi, niște basilici sau niște năpârci, niște vipere, cum se spune mai nou în limba română. Picioarele lor, versetul 7, aleargă spre rău, se grăbesc să verse sânge nevinovat. Gândurile lor, zgânduri nelegiuite, prăpădul nimicirea și nimicirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii și așa mai departe. Și acum, credeți că toate lucrurile acestea rămân fără urmări? Am spus, urmarea la toate lucrurile a fost, prima urmare a fost că s-a construit un zid pe care Dumnezeu nu vrea ca să-l treacă. Și acum ar spune cineva, nu-i nimic, apropo de filozofia ateistă, Dumnezeu cu a lui și noi cu a noastră. Și ce dacă e un zid? Eu îmi văd de treabă, eu îmi văd de viața mea, eu îmi văd de familia mea, Dumnezeu cu treaba lui. Nu-i chiar așa, dragii mei? Pentru că spune mai departe acest om, Isaia, ce s-a întâmplat dincolo de despărțirea de Dumnezeu. Ascultați versetul 10. Ce s-a întâmplat? Am bâjbuit în urma păcatului, a nelegiuirii, a minciunii și a bârfei și așa mai departe. Bâjbuim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Nu mai avem șansă. Un orb nu mai are nicio șansă. Când toți sunt orbi, poate că un orb poate fi ajutat de cei din prejur, dar când toți sunt orbi, nu mai are nimeni nici o șansă. Bâjbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid, pentru că suntem fără de Dumnezeu, spunea Isaia. Bâjbâim ca cei ce n-au ochi, ne potignim ziua în amiază mare ca noaptea în mijlocul celor sănătoși, suntem ca niște morți, ca niște oameni morți, mormăim ca niște urși. Cu toții ne văităm ca porumbei, așteptăm izbăvirea și noi așteptăm mântuirea și e departe de noi. Mai departe spune că adevărul a fugit din gura lor, s-a făcut nevăzut, izbăvirea a plecat și mântuirea s-a dus. Cine spunea că mântuirea nu se poate pierde? Ăsta e poporul lui Dumnezeu, ăsta e poporul răscumpărat din robia Egiptului, ăsta e poporul pentru care Hristos a spus că trebuie să tăiați un miel și sângele mielului, care îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos,
Vă va pune deoparte și vă va proteja ca mânia lui Dumnezeu să nu treacă. Au trecut prin nor, ne spune Pavel în Corinteni. Au trecut prin mare. Au băut din stânca duhovnicească, care an de an, zi de zi, clipă de clipă, se uitau în spate, era o stâncă. Se uitau și era aceeași stâncă. Și ne spune Sfânta Scriptură că stânca era Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Ăsta e popor răscumpărat prin sângele mielului. Popor răscumpărat, la data aceea, erau răscumpărați prin sângele mielului fizic, animalul fizic, arătând înspre mielul Iisus Hristos. Și nelegiuirile noastre, ne spune Isaia, sunt multe înaintea Ta. Păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Și Isaia se pune ca un preot, era preot, dar ca un mare preot între om și Dumnezeu, ca să poarte păcatele, ca Daniel odinioară. Noi am greșit, ca Neemia, noi am greșit, Doamne, sunt uluit, mi-e rușine. Aceasta este starea și era starea poporului Israel. Și aveau impresia că rugăciunea nu le era ascultată. Ce să faci când rugăciunea nu este ascultată? Ce să faci când ai impresia că te rogi și cerul tace? Avea să spună la un moment dat când i-a scos Domnul Iisus din Dumnezeu din robie, în cartea Levitic, capitolul 26, reiterat în cartea lui Deuteronom, capitolul 28, că va veni un moment în urma blestemului, dacă nu mă veți asculta, spunea Dumnezeu, vă voi face cu tare și cu tare și dacă iarăși nu veți asculta și vă veți înțepeni grumazul și veți face păcate în continuare de 7 ori mai mult. Și iarăși dacă nu veți asculta încă de 7 ori mai mult blestemul în viața poporului lui Israel. Și la un moment dat, unul din blestemele acelea cu care era lovit poporul era ca cerul să fie de aramă și pământul să fie de fier. Cerul să fie de aramă și pământul să fie de fier. Din punct de vedere fizic sau simbolic, din punct de vedere înțelegem, aceasta e o metaforă care ne spune că cerul nu dă ploaie și pământul nu-și mai dă rodul și nu aveți mâncare. Cerul e de aramă și pământul e de fier. Din punct de vedere spiritual, cerul tace, e de aramă, Dumnezeu nu mai aude și pământul nu te mai primește. Pământul care altădată ți era confortabil. Când Dumnezeu nu este în viața dumitale, nu mai găsești plăcere în nimic. Nu mai găsești plăcere în ce făceai înainte. Duhul necurat când vine în om, se vine și după ce a fost plecat, după ce s-a dus în locuri pustii fără apă, după ce a fost curățat omul acela și omul din nou cade, vine Duhul și nu mai vine singur. Și sunt de acum 8 duhuri. Toți vin ca să aducă întărire. Și omul acela nu mai găsește plăcere în nimic. Nu mai găsește plăcere că tace Dumnezeu pentru el. Tace Dumnezeu pentru familia lui. Tace Dumnezeu și el nu-și mai găsește plăcere nici în ce făcea mai dinainte. Dacă odinioară pământul dădea verdeață, dădea pâine, dacă odinioară găseai plăcere în lucrurile lumii, când te-a cercetat Dumnezeu și ai ales ca să fugi de la fața lui Dumnezeu, pământul nu-și mai de rodul și este din fier și cerul de aramă. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Ce să faci când ești în situația aceasta? Am convingerea clară din partea lui Dumnezeu că vorbele acestea pe cineva va ajuta și îl va întoarce din starea lui. Am convingerea clară că Dumnezeu are să vorbească unei inimi. Ce să faci când nu-ți mai este ascultată rugăciunea? În primul și în primul rând, trebuie să faci reformă. Am citit cuvântul acesta din istoria poporului Israel, mai sunt câteva cuvinte, nu vreau să insist foarte mult, câteva minute, dar spune Scriptura și istoria că omul acesta, Ezechia, tânăr, la 25 de ani, a primit și a moștenit împărăția din mâna tatălui său, Ahaz. Ahaz a fost un om rău. Un om rău înaintea lui Dumnezeu. Manase, băiatul lui Ezechia, a fost un om foarte rău. Până la Manase fusese Ahab. După ce a trecut Ahab, Manase, nimeni n-a mai fost mai rău ca omul acesta.
Între un tată rău și un copil rău este un Ezechia care este un Ezechia bun. Și ce desprindem din lucrul acesta? Pocăința este personală. Pocăința este personală. Dar să poate să spună cineva, Doamne, da, eu nu sunt din familie de credincioși, dar eu n-am avut șansa pe care au avut-o unii copii să citească, să asculte, să aibă un tată calm. La noi tata se îmbăta și ne bătea, mama fugea într-o parte în alta sau invers, mama își vedea de treburi și eu n-am avut șansa aceasta. Dragul meu, dacă n-ai avut șansa aceasta pe pământ, vreau să spun, pocăința este personală, știe Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să întoarcă trecutul. La Dumnezeu este cheia trecutului și poate Dumnezeu să întoarcă situația aceasta în favoarea dumitale. Pocăința este personală. Ahaz a fost un împărat rău. A intrat în templu, a închis pridvorul, a închis templu, a fugărit leviții, a fugărit preoții. A stins candela lui Dumnezeu. N-au mai pus pâinile pentru punerea înainte ca Dumnezeu să aibă părtășie în mod simbolic cu poporul. Ahaz și-a permis nimicnicia aceasta să închidă templu. Relația, ceea ce îl făcea pe Israel să fie important între națiuni, era că Dumnezeu se cobora în mijlocul lor și Ahaz a tăiat orice cale înspre Dumnezeu. Și vine Ezechia cu un tată așa de rău și nu știu ce l-a modificat și ce l-a impresionat pe omul acesta că a hotărât să facă reformă și a intrat, a vorbit preoților, a vorbit leviților și le-a spus curățiți-vă, sfințiți-vă și haideți să curățim casa lui Dumnezeu. Au dărâmat altarele Astarteilor, au dărâmat altare și stâlpii închinați lui Baal, au dărâmat și au făcut reformă în țară de jur împrejur, au trimis scrisori și au chemat să sărbătorească Paștele. Împărăția de nord fusese cotropită de asirieni și nu mai aveau guvern independent. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut Ezechia, omul acesta, o scrisoare în care îi chema pe oameni să vină la pocăință pentru că templul a fost reabilitat. Templul a fost curățat. Ce să faci când simți că nu-ți mai este ascultată rugăciunea reformă? Ce să faci când știi și când crezi că Dumnezeu nu te mai ascultă când te rogi? Este să faci reformă, curățenie în casă. Hai să ne ducem în spate. Spunea cuvântul lui Dumnezeu bisericii din Efes, adu-ți aminte, ai început-o bine. La un moment dat ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te nu la dragoste, la fapte. Nu la dragostea din tâi, pentru că dragostea din tâi nu te mai poți întoarce, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, întoarce-te la fapte, pentru că în dragostea din tâi erau făcute niște fapte grozave înaintea lui Dumnezeu și acolo Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem, reformă la ceea ce se făcea la început, te rugai, stăteai în părtășie cu soția, cu soțul. Copiii erau împrejurul tău ca niște lăstari în jurul mesei tale. Biblia era deschisă, se cântau cântări. Era voie bună și pace în familie. Și dintr-o dată pe nepusămază au venit filmele și au intrat obiceiurile lumii. Și au intrat lucruri în care Dumnezeu nu-și găsește plăcerea și simți că rugăciunea nu-ți mai este ascultată. Și spui, poate n-am făcut niciun păcat. Poate n-am făcut nimica înaintea lui Dumnezeu să-L supăr, ba da, faptele din tâi, în atenția lui Dumnezeu, întoarce-te, spunea bisericii în Efes. Ce să faci când nu mai este ascultată rugăciunea? Dumnezeu vrea reformă. 2 Cronici, capitolul 29, cu versetul 5, partea a doua, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă. Sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri. Scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Părinții noștri, spune Ezechia, tatăl meu Ahaz a păcătuit, a făcut ce e rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Părinții noștri l-au părăsit și și-au bătut privirile de-a cortul Domnului și i-au întors spatele. Au făcut lucruri grozave.
Haideți să ne întoarcem la faptele din tâi. Haideți să ne întoarcem la momentul când Dumnezeu binecuvânta casa noastră. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 101, în versetul 2, partea a doua: voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele, spunea omul lui Dumnezeu David. Versetul 7, cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Eu îmi voi face datoria de soț, de tată, de șef al casei mele. Voi umbla fără prihană. Și părinții, copiii vor vedea purtarea părinților. Copiii vor vedea purtarea tatălui. Tata se roagă. Tata vorbește frumos cu mama. Tata citește din Sfânta Scriptură. Tata nu-și pierde vremea aiurea. Tata se duce la lucru și aduce cele necesare traiului. Mă voi purta cu bunăvoință, cu înțelepciune, cu neprihănire, spune David, în mijlocul casei mele, când vei veni la mine, Dumnezeule. Ce să faci? În primul rând, reformă. Deschid Sfânta Scriptură încă la un cuvânt din Evrei, capitolul 10, cu versetul 19. Cum să ne purtăm în reforma aceasta? Astfel, dar, spunea omul lui Dumnezeu, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, atenție, să ne apropiem în reforma caselor noastre cu o inimă curată, cu credință deplină, cu o credință întreagă, cu alte cuvinte, cu o credință care aparține întru totul lui Dumnezeu, cu o credință care îl onorează pe Dumnezeu, tot ce fac să cred în Dumnezeu, că Dumnezeu se apropie, cu inimile stropite și curățite de gândire, cuge, de meditația noastră rea, cu inimile stropite, curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, slăvit să fie numele Său. Simți și ai simțit vreodată că cerul tace? E vremea să ne întoarcem la faptele din tâi. E vremea să facem reformă în casa noastră. E vremea să ne întoarcem la momentul părtășiei, să ne întoarcem la momentul când L-am cunoscut pe Dumnezeu și când iubirea și dragostea pentru Dumnezeu și sentimentele acelea erau atât de explozive și simțeai că nu mai poți fără să te pleci pe genunchi, fără să strigi slăvit să fie Dumnezeu, fără să strigi că Dumnezeu e mare și că-L vezi în toate lucrările tale. E momentul să ne întoarcem acolo și Dumnezeu ne va asculta rugăciunea. Dacă Dumnezeu ne va îngădui, în continuare vom privi la ceilalți doi pași, în ce mod s-au întors oamenii aceștia la Dumnezeu și Dumnezeu să ne asculte data viitoare, când o fi aceasta, dacă vom avea viață, dar până atunci haideți să ne întoarcem și Dumnezeu să privească cu plăcere la casa noastră. Amin.